Vă salut, dragilor! Ce mai faceți? Sper că toată lumea super bine. În sfârșit am început să ne relaxăm cu măști și cu ieșirea afară și cu toate lucrurile care, care până acum ne-au ținut în cursetați, vă în libertatea de mișcare și exprimare. Exprimare spun pentru că vorbeam foarte greu prin masca, parcă nu ne înțelegeam un cu om. Vreau să vă prezint în acest episod un nou exchange, un nou exchange. El e mai de mult, dar de curând o să intre și pe piața, sau de fapt o să spun că intrat deja pe piața din România. Vine din Corea de Sud, acolo este sediul și acolo a fost gândit. Se numește Probit Exchange. Eu îl urmăresc de vreo două săptămâni aproximativ. Are multe aturi, să spun așa. Are multe lucruri plăcute, și vreau să vă spun, să vă arăt și vouă, de fapt, câteva din aceste lucruri, pentru că mi se pare o aplicație de viitor și în plină dezvoltare uh, are foarte multe opțiuni care vă poate ajuta să câștigați niște bani, nu neapărat tranzacționând, ci pur și simplu participând la tot felul de, de tombole și lansări de criptomonede și așa mai de departe. Haideți să intrăm în subiect ca să nu o lungim foarte mult și să vedem despre ce e vorba. În primul rând, dacă ne uităm pe lista de exchange deocamdată sunt 381 de exchange în lume până acum, ceea ce mi se pare nici mult, nici puțin, dar suficiente, aș zice. Adică e greu de ales, nu știu, top 10, așa după preferințele și opțiunile care le ai în el. Dacă ne uităm pe această listă, de exchange observăm că se află pe locul, ia să vedem, probit, pe locul 25. Deci este pe locul 25 în top exchange din lume. Ceea ce mi se pare un loc foarte bun pentru un exchange care este relativ la început de drum și asta spune multe despre cum se dezvoltă și calitatea serviciilor pe care le oferă aceste exchange. Bun, ce mi se pare foarte, foarte atrăgător, pe lângă faptul că o să vedeți într-o aplicație și să vă arăt cât de simplu și intuitiv e toată aplicația, mi se pare foarte interesant. Comparativ cu multe alte exchange găsim foarte multe monede, 451 de monede listate pe aceste exchange. Ceea ce mi se pare foarte uh, mișto și bun, pentru că uh, sunt multe persoane care vor să transacționeze monede mai nou lansate, dar în același timp să facă acest lucru pe site-uri de încredere sau pe exchange-uri de încredere. Pentru că sunt uh, tot fel de, de site-uri care nu prezintă uh, prea multă încredere sau nu încrederea unui exchange. Și atunci uh, acest lucru că este listată pe un exchange ne dă un grad mai mare de încredere atunci când facem aceste tranzacții. Deci faptul că sunt 451, cel puțin în momentul ăsta, listate deja în aceste exchange și o să vedeți în aplicații se lansează în permanență monede noi, ne, ne poate ajuta să facem tranzacții în siguranță. Platforma Probit Global, arată așa, te poți autentifica cu mai mulți factori, cum este și pe alte exchanguri, ceea ce este foarte bine, deci poți să ai într-un singur pas, în doi pași, cu confirmări de coduri. E foarte bine pentru că gradul de siguranță e foarte ridicat și asta ne trebuie și avem nevoie de, de siguranță. Ce vreau să vă arăt? Când apăsăm pe tranzacționare, practic se deschide o nouă aplicație, aș putea spune și o să vă arăt și aplicația pentru, pentru mobil care este extrem de simplă. Iată, aceasta este platforma de tranzacționare care este extrem de ușor de vizualizat, ușor de văzut și Asta ne ajută și chiar și pe alb, așa, chiar dacă nu, nu, se poate pe negru, dar chiar și pe alb arată foarte curat. Și asta mă interesează pentru că am încercat să lucrez cu alte exchange să, să fac tranzacții și mi se par greoaie sau neintuitive, ca să spun așa. Faptul că le vedem aici pe toate, practic ce ne trebuie în prima instanță pentru cineva care vrea să tranzacționeze este foarte la îndemână. Site-ul este și în limba română, iar asta este iar un atu, pentru că majoritatea sunt, mă rog, oferă limba engleză pe lângă alte limbi internaționale, dar nu una apropiată de, de noi, să zic așa. Avem, după cum puteți vedea, în dreapta jos avem limitele, putem să cumpărăm și să vindem foarte, foarte ușor, avem totul aici. Graficul este foarte simplu, puteți să schimbați, bineînțeles, trading view în graficul așa cum îl doriți voi sau cum v-ați obișnuit, poate de pe alte, alte exchange-uri. Aveți indicatorii, aveți minutele care sunt clasice, aș putea zice, ceea ce este foarte bine pentru că dacă ar fi la fiecare exchange alte opțiuni, ne-ar ne zăpăci foarte tare și nu vrem asta, ne interesează să fie totul foarte curat și la îndemână și vizibil ca să intrăm direct în operațiunile pe care vrem să le facem. În stânga, bineînțeles că avem simbolurile și le putem alege după cum vrem să tranzacționăm USDT, BTC, ETH și așa mai departe. Un sistem de căutare foarte simplu. Ce, îmi place și v-am spus mai devreme este faptul că avem uh, multe opțiuni și o să intrăm, mă întorc practic la pagina de început pentru că acolo avem uh, avem uh, aceste lansări de, de monede și uh, multe tombole, ceea ce iar este un avantaj. Deci ia să vedem la exclusiv. Iată. Uh, avem de să luați să cumpărați sau să investiți, dacă vreți să o luze, așa, în uh, Bitcoin, de exemplu, sau un Sandbox sau în uh, tot felul de monede care s-au lansat. Dar e bine să intrați să, să aruncați un ochi. Uh, aici avem lansări. Lansări de, de criptomonede care iar mi se pare o chestie foarte bună pentru că am primit mesaje de unde putem să găsim criptomonede sau pe ce site le vedem, îl, să le prindem cât mai din lansare. Pentru că oamenii, mă rog, au observat că atunci când se lansează o monedă, are o creștere relativ explozivă în primele 24-48 de ore și ar vrea toată lumea să investească cât mai de la început. Ei bine, și pe probit avem aceste lansări, să spun așa, deja filtrate, ceea ce ar este un avantaj pentru că nu mai găsim aici decât monede verificate. Ele trec printr-un proces de selecție, nu apare orice criptomonedă aici. Pentru că există un staff care se ocupă de aceste lucruri să tranzacționați în siguranță și asta e foarte bine. Iată, aveți aici monede care s-au încheiat în lansare sau care urmează să fie lansate, de exemplu acest Peppercoin în runda a doua se termină în 3 zile, deci practic putem investi în Peppercoin din această lansare de criptomonedă și să cumpărați, mă rog, cât vreți voi. Ideea e că dacă cumpărați prin moneda lor, adică prob, da, de la probit evident, primiți un bonus de 4% din valoarea pe care ați cumpărat-o. Dacă cumpărați de 1000 de dolari, o să mai aveți un 4% suplimentar. Sau din orice valoare, nu contează. Bun, e foarte simplu. Asta îmi place iar că aveți opțiunea să o cumpărați direct aici în pagină. Deci, pur și simplu, ați adăugat ce valoare vreți voi și vă arată în mod direct cât, câte monede de cumpărați. Ați pe cumpărare și treceți prin procesul de, de, cumpărare. Deci, cum spuneam, e foarte, foarte simplu de utilizat. Ce e bine de reținut și este foarte important, deocamdată cel puțin această, acest exchange ne permite cumpărarea direct cu cardul sau transfer bancar în aplicații. Deci va trebui să aduceți USDT, de exemplu, dintr-o altă aplicație, un portofel unde aveți voi banii sau criptomonede, nu contează, să transferați mai întâi aici în USDT și după aceea să faceți diverse tranzacții sau exchange-uri direct în platformă. Haideți să trecem la aplicația de pe telefon să vă arăt și acolo cum funcționează. Iată, aceasta este aplicația. E foarte, foarte asemănătoare și asta îmi place pentru că atunci când utilizezi două aplicații, e bine să fie cât mai asemănătoare ca să nu începi să stai să te gândești mai unde era aia, stai un pic aici e diferit. Hai să le facem pe toate la fel și ei au făcut deja asta și e foarte, foarte bine. Iată, avem exclusivurile sus aici. Totul e foarte la îndemână, este tot pe fundal alb, ceea ce e plăcut pe telefon și îmi place lucrul ăsta. La mine merge un pic mai greu pentru că nu mai am spațiu pe telefon, am o grămadă de aplicații. Iată, exact cum era și pe site, așa le avem și aici, exact ca pe site, ceea ce este foarte, foarte bine. Cred că și aici, dacă dăm, pot să cumperi direct mai ales că pe telefon merge mai repede, cred că, să cumperi, dar tot așa 4%, nu știu ce, 2%, deci iată, primiți bonus, dacă cumpărați prin moneda lor prob aveți 4% bonus, dacă cumpărați cu orice altă monedă, deci BTC, Ethereum, USDT, aveți 2% oricum. Deci, oricum o dăm, avem avantaje o, suplimentare, ceea ce este foarte, da, e același, același, același proces, scuze, și e foarte, foarte simplu să, să cumpărăm, să investim în aceste monede noi, ceea ce e foarte ușor. Puteți să faceți staking, ce să zic, are toate opțiunile clasice, ca să spun așa, și utile pentru, pentru un trader de criptomonede. Bun, cam asta a fost prezentarea pentru, o primă parte a acestei aplicații pentru că vreau să mai fac probabil unul, două să vă explic mai exact ce și cum se utilizează, cum putem să introducem criptomonede în el USDT și să facem diferite tranzacții sau cum să scoatem din aceste exchange banii noștri. Vă mulțumesc și ne auzim la următorul clip. Numai bine!